Acesta este un puiuț de cățel maltratat de stăpân. Adică, cu alte cuvinte, să știți că mai există încă oameni care își cumpără astfel de câini pe care după aceea îi bat. Îi bat for fun. Nu știu pentru ce, da? A fost confiscat de către colegii și prietenii noștri de la Consiliul Județean Ilfov și acum a ajuns în adăpostul Speranța. Urmează să facem o evaluare generală, să vedem care este starea lui. Mâine vom întocmi și actele pentru evaluarea de la Institutul Medico-Legal, pentru că sperăm din tot sufletul că cine a făcut așa ceva va fi pedepsit. Este strigător la cer să-ți mai bați câinii sau să-ți bați câinele în general. Este ceva de neimaginat.